Te salut națiune, îți urez bun venit la un nou clip. Astăzi vorbim despre un accesoriu, vorbim despre un încărcător, vorbim despre un încărcător de la Samsung, de tip wireless, și care se numește Samsung Wireless Charger Trio. Adică varianta pe care poți să încarci trei terminale ale celor de la Samsung și nu numai de la Samsung, pentru că ăsta este un încărcător wireless de tip universal. Așa arată. Foarte foarte interesant. Poate mulți dintre voi sunteți familiarizați cu Charger Duo al celor de la Samsung, în mod deosebit cu cel Super Fast Charging, care vine cu încărcare la 15W. Ăsta vine cu încărcare la 9W. Atenție! Dar, de ce m-a interesat pe mine? Păi, în primul și în primul rând, poți să încarci două terminale aici, plus un smartwatch aici, în locul ăsta special pentru smartwatch. Poți să pui două telefoane la încărcat, poți să pui un telefon, nu știu, o pereche de Galaxy Buds și așa mai departe. Nu vei putea însă pe această porțiune să pui un alt ceas la încărcat. Atenție, nu încarcă ceasul pe această porțiune, doar aici. Mai mult o chestie foarte interesantă pentru mine, și motivul pentru care eu nu am cumpărat varianta, hai să zicem, de 15 watts duo, este modul în care acest ceas sta aici și mai mult decât atât o trăsătură și anume ai un mic magnet care reușește să țină ceasul cât de cât pe loc. Bine, dacă faci operațiunea asta, ceasul va cădea. Dar știți foarte bine că întotdeauna când folosim terminale de genul acesta și produse de genul acesta, ele nu sunt prevăzute cu o măsură de siguranță, hai să spunem, în așa fel încât să nu miști produsul de pe uh, încărcător și să se întrerupă încărcarea. Aici ai un mic magnet care oferă o ușoară, hai să spunem, rezistență smartwatch pe care îl pui la încărcat. Bun, ai led de notificare care îți indică pentru fiecare terminal în parte stadiul de încărcare. Aceste leduri vor afișa trei culori și anume portocaliu, roșu și verde în mod evident. Sunt șase bobine pe partea aceasta pentru a se realiza încărcarea și acest încărcător wireless nu este prevăzut cu, hai să zicem, un spațiu separat pentru evacuarea căldurii rezultate în timpul încărcării. Pentru că nu este necesar. Așa cum am zis, încarcă la 9W smartphone-ul și la 4,5W sau la 5W, nu mai știu exact, încarcă smartwatch-ul. Atenție însă și la modelul de smartwatch pe care alege să-l puneți la încărcat pe un astfel de încărcător pentru că am observat că pe ăsta, de exemplu, pe care l-am la mână acum, îl încarcă fenomenal de greu. Fenomenal de greu. E ca și cum nu l-ar recunoaște, ca și cum n-ar fi din aceeași familie. Cu asta, în schimb, nici cea mai mică problemă, îl încarcă foarte, foarte rapid. Bine, în ideea în care îl lași peste noapte la încărcat. Un produs care, din nou, pe mine m-a făcut să-l achiziționez și dintr-o altă perspectivă. Produsul ăsta vine în cutie cu un încărcător rapid de 25W de la Samsung. Celelalte încărcătoare wireless, de exemplu Wireless Charger Duo, nu venea absolut deloc cu un încărcător. Trebuia să ai un încărcător. Ori la banii plătiți, mi s-a părut mult mai atractiv să achiziționez așa ceva, ăsta să fie un lucru pur și simplu opțional pentru stilul meu de utilizare, să înțelegem foarte clar, eu nu sunt fan al încărcării wireless. Din contră, eu prefer încărcarea pe cablu. Și atunci am preferat, decât să mă o să cumpăr un încărcător simplu, care costă 120 de lei, am preferat să cumpăr un încărcător wireless, care vine și cu încărcătorul respectiv de priză, la doar 190 de lei. Pentru că ăsta este prețul plătit pentru această jucărie. O jucărie care însă își arată utilitatea prin prisma faptului că dacă mă hotărâs să las peste noapte la încărcat terminalele, indiferent că vorbim de telefoane, că vorbim de smartwatch-ul pe care vreau să-l folosesc a doua zi, le pot folosi doar cu un singur încărcător. Ceea ce elimină nevoia și necesitatea de a ține o sumedenie de cabluri la îndemână, de a ține o sumedenie de încărcătoare la îndemână și de a ține prizele ocupate în mod inutil cu încărcătoarele aferente pentru fiecare terminal în parte. Pentru urmare, dacă vrei să simplifici puțin ecuația asta numită organizare a biroului sau știu eu unde folosești un astfel de produs, sau unde decizi să-l să, -l, să -l folosești, eu vă sugera să vă uitați la așa ceva. Dacă nu aveți nevoie să încărcați două smartphone-uri concomitent, atunci v-aș recomanda să mergeți pe varianta Wireless Charger Duo. În mod deosebit, varianta Super Fast Charging, cea de 15W, dacă vreți o încărcare mai rapidă. Cu ăsta, cu încărcare de 9W, Samsung S23 Ultra, ca timp de estimare pe care îl oferă, în momentul în care îl pun la încărcat, este undeva la puțin peste 2 ore și jumătate de încărcare de la 0 la 100%. Nu este același lucru ca și încărcarea pe fir, pe încărcător tradițional, care în cazul meu pe 23 Ultra de la 0 la 100% durează o oră, o oră și 5 minute maxim cu încărcătorul de 25 W, dar dacă lași peste noapte, dimineața când te trezești, cu siguranță vei găsi smartphone-ul încărcat, cu siguranță îți vei găsi smartwatch-ul încărcat și atunci își arată utilitatea. Încă o dată repet, este universal, funcționează cu absolut orice produs, cu orice smartphone care suportă standardul de încărcare wireless. Deci nu este strict doar pentru terminale Samsung. Bun, ăsta este produsul, foarte bine construit din punct de vedere al calității, chiar dacă este făcut din plastic, are o construcție foarte solidă. De urmare, durabilitate sporită, îndrăznesc să zic, încă de pe acum. Și mufa de încărcare este tot USB tip C. Da, lucru foarte important din punctul meu de vedere. Cam asta ar fi de zis despre Samsung Wireless Charger Trio. Varianta, de fapt e singura variantă, încărcare la 9W. Un produs al celor de la Samsung extrem de util din punctul meu de vedere. În mod deosebit dacă vrei să te organizezi mai bine și în mod deosebit dacă vrei să elimini din căblăraele și încărcătoarele care țin ocupate prizele în mod inutil. Foarte accesibil, părerea mea, adică la 200 de lei, sincer să fiu, eu zic că este mai mult decât accesibil. de mare rămâne strig la latitudinea voastră dacă vă interesează să achiziționați, dacă vă interesează să utilizați, dacă aveți un scenariu în care ar fi necesar un astfel de produs. Eu mă opresc aici, vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție și ca întotdeauna dați-mi în voie să vă urez toate cele bune. Numai bine!